Mergem mai departe. Sunt romantici, dar pot deveni într-o secundă serioși atunci când vorbesc despre viața lor. Răspund franc la orice întrebare. Sunt spumoși și separat, dar mai ales împreună pentru că se completează perfect. V-am pregătit un interviu de 10 cu un cuplu de artiști uniți în viață de magia teatrului, dar și de o poveste de dragoste de nota 10. Alexandra Velniciuc și regizorul Șerban Puiu ne dezvăluie secretele din spatele cortinei. Urmărim chiar acum materialul. Tare aniversar, am alături de mine un cuplu celebru cu o poveste de dragoste de 10. Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu, bine v-am găsit și vă mulțumim pentru că de ziua noastră ne-ați primit în casa voastră. Cum da. Sunteți? Mulțumim frumos că ați venit, mai ales că observ, nu m-am gândit niciodată că ne leagă și faptul că voi împliniți 10 ani, la mulți ani, dar și noi aici la Teatrul Elisabeta împlinim 10 ani. Și pentru că vorbeam despre noțiunea de cuplu, vreau să ne povestiți, vă rog, cum ați început voi relația, cine a făcut primul pas? Păi da, cine mai știe? Câți ani au trecut? 23. 23. Acum este vorba de întreținerea relației și poveștile cele mai interesante sunt cum să faci să ajungi la 23 și să te gândești să ajungi la 53. Nu mai contează. La 63, 73, 83, du-te, du-te, plusează, plusează. Primul pas de atunci a rodit, că asta e mai important decât cum faci primul pas. Ce faci cu el după. Exact. Aia, că exact. Întotdeauna nu există cuplu la care primul pas să nu fie frumos, că așa e natura primului pas. E curajos, e tânăr, e frumos, e rebel. Problema e că într-un cuplu contează mai mult al doilea pas, al cincelea. Cred că e o flacără plăpândă care arde continuu. Cel mai important lucru e după ce se termină focul primelor întâlniri când ești tânăr, cu tot ce înseamnă ele, club, distracții, petreceri, este cum te plictisești împreună cu persoana aia. Nu trebuie să te duci la club azi. Asta e testul. Asta este testul cel mare. N-ai petreceri, n-ai cluburi, n-ai nimic ce poate să... Astăzi petrec o zi numai cu ea, de dimineață până seară, eventual mergem să cumpărăm ceva de la magazin, faci o... acolo este testul. Suprem al unei relații. Fluturii ăia în stomac despre care tot vorbim trebuie să țină o veșnicie. Nu, ei se transformă, ei se modifică și important e să înțelegi că omul pe care l-ai ales și care te-a ales este cel cu care poți construi. Dacă îți dorești să construiești solid și să ai niște baze stabile, atunci lucrurile pot fi trainice. Știu că v-ați, e mult spus, dar nu foarte tare simpatizat la început, e adevărat? Da, este adevărat. Primul pas întotdeauna credem că îl facem noi bărbații, dar de fapt primul pas întotdeauna îl face femeia. Dar lăsându-ne pe noi cu impresia că noi am făcut primul pas. Femeia alege dacă bărbatul face primul pas. Exact, despre asta vorba. Și ea l-a ales și pe al doilea pas. Da. Și tot așa. Da, și tot așa. Și pentru că vorbeați și de cum menținem acest echilibru în relație, ce vi se pare cel mai greu de menținut? Cel mai greu de menținut, mie acum nu mi se pare că ar fi ceva, ca dovadă că am ajuns aici, adică nu a fost o caznă, să ne înțelegem că nu, au fost niște momente crunte prin care am trecut și am zis, domne, hai să... Nu, lucrurile au venit de la sine pentru că am avut norocul să ne întâlnim. Bine, vă fac eu un cadou de 10 ani de Antena Stars, de 10 ani de Elisabeta. Într-un cuplu nu trebuie menținut nimic. Cei Corect. Care încearcă să mențină și pierd cuplurile, pentru că toți vor să refacă farme cu primului pas și la al doilea și la al treilea, dar o relație este în evoluție. Corect. Și primul pas este condamnat să se piardă în eterul celui de-al doilea pas, care se pierde în al treilea și așa mai departe. Nu poți să ai tot timpul prospețimea pe care o aveam când aveam 20 de ani. Sfatul nostru... este cadoul nostru pentru telespectatorii voștri, că nu trebuie să mențină nimic și niciodată nu trebuie să spună nu mai ești cum erai acum 3 ani. Păi, nu, asta niciodată, într-adevăr. Să fiu. Asta ar înseamnă că sunt doar îndrăgostit și că nu te iubesc. În momentul când iubești pe cineva, te transformi împreună cu el, în așa fel încât nici nu mai contează cine conduce dansul. Vreau să vă întreb dacă la începutul relației, că atunci apar probabil lucrurile acestea, ați vrut vreunul dintre voi să schimbați ceva la partener, să-i spuneți, uite, nu mai fă asta că mă deranjează. Mi-a trecut repede. Mi-a trecut repede, încerci,
vezi ce că nu iubești, merge. Iubești la pachet, nu. Corect. Poți. Ideea asta că cu poți bune tu și cu rele, schimba. Exact. Dacă cel care te iubește se schimbă că te iubește, se schimbă că te iubește. Să te apuci tu să-l schimbi cu Dalta și cu Ciocanu, eu prostie. Oamenii se schimbă din dragoste, unul pentru celălalt. Și se schimbă pe nesimțite. Dacă ești conștient de schimbările astea, propunându-ți-le, cred că nu funcționează. Ce e important de știut e că acel cuplu trebuie să fie funcțional în realitatea înconjurătoare, care uneori își cere să fie romantic, alteori să acționeze în forță, alteori să pe conducea conducerea în cuplu, că partenerul e prins pe picior greșit și atunci tu trebuie să acoperi gaura. Să ai încredere în ăla care te trage după el, că și asta e important. Alteori trebuie să ierți, de multe ori trebuie să ai răbdare, cum am eu întotdeauna. Nu mi-aduc aminte de conflicte așa majore pe care să le fi avut noi doi, nici n-am avut certuri așa crunte peste care să fi trecut doar cu greu. Doar la schimbarea anotimpurilor când eu trebuie să car de sus hainele de iarnă și să le duc pe alea de vară. Se face acolo la 6 luni un scandal mare că trebuie să car sus și să le dau. Pentru că valizele sunt din ce în ce mai grele, da, și mai voluminoase. Cred că asta e prezent în minte, că am făcut asta de curând. Da, asta este un moment de răscrucea relației. Da. Dar așa lucruri majore nu, n-au existat, adică n-a plecat nimeni trântind duș. Și lucrurile devin majore în măsura în care tu ești acel tip de caracter care dispus, face da, lucrurile să fie majore. Adică dacă ești scandalagiu și un caracter conflictual și pui paie pe foc când nu e moment. Da, nu, și niciunul din noi doi nu este niciodată pus pe harță, știi? Iar când unul din noi e nervos, celălalt știe să echilibreze și să balanceze în așa fel încât să nu îi alimenteze nervii celuilalt. Cel mai frumos lucru pe care îl înveți trăind într-un cuplu pe lungă durată este că Dumnezeu te învață că nu ești chiar cel mai important lucru de pe planetă. Dacă te consideri atât de important încât orice din ce spune cineva, inclusiv partenerul, te jignește că tu te consideri buricul pământului, atunci conflictul e gata. Pentru că ați pomenit și despre Crăciun și sărbătorile acestea de iarnă, cum v-ați gândit să sărbătoriți anul acesta? Există vreun plan anume sau cum vin lucrurile așa? Nu, de obicei noi ne bucurăm când vine Crăciunul că în sfârșit ne așezăm acasă. Bradul se face pe 24 pe la prânz. Nu înainte, nu furați startul uneori. Sau uneori, dacă avem timp, numai că de data asta nu vom avea. Pe 24 pe la prânz se face bradul, pentru că seara vin invitații. Eu m-am obișnuit să fac o masă frumoasă, tradițională în ajunul Crăciunului și pe 24 ne adunăm cu toții, cu familia și cu cei dragi, cu o parte din actorii cu care eu am crescut și pe care îi am în casă de când eram mică și pe care continui să îi invit la mine și facem așa o masă mare cu toată lumea. Deci Crăciunul chiar înseamnă familie, dar pentru mine Crăciunul înseamnă și tradiție. Să fie miros de sarmale în casă, gătite în casă și nu luate de pe aici pe acolo, gătite. Să fie sufletul tău acolo în mâncarea pe care o pui pe masă, să fie cozonacul pe care eu îl fac în fiecare an, deși nimeni, aproape nimeni nu mai mănâncă, toți se îngrașă, toți sunt la dietă, toți, ba nu mănâncă zahăr, ba nu mănâncă de aia, ba nu mănâncă, dar eu fac cozonacul. Da, așa îmi place, adică mie chiar îmi place să fie Crăciunul acela tradițional, nu ăla de poză, nu ăla de copertă, nu ăla de revistă. Ăla adevărat pentru suflet, în ăla. Vă vedeți peste încă 23-24. Nici cum, sănătoși să fim. Sănătoși. Asta e cel mai important. Adică nu proiectăm așa. N-ai cum să proiectezi. Mergi înainte și vezi ce-ți oferă viața. Viața îți face atâtea surprize. Exact. Mai ales în contextul în care trăim noi acum, cu o viață care merge într-un ritm atât de alert, cu și totul e schimbări neașteptate și incerte. Știți că e vorba aia, că dacă vrei să-L distrezi pe Dumnezeu, spune-i planurile tale de mâine. Vreau să vă mai întreb dacă aveți o melodie preferată, o melodie de cuplu sau și individual, ce melodie... A, el are melodii preferate cu care mă terorizează uneori seriile când le pune prin casă. Mie îmi place muzica până în anii 90. Și un titlu? O piesă? Tot ce e evergreen. O formație, o... Tot ce este evergreen, că zici Elvis Presley, că zici... Vin cu o ultimă întrebare despre cuplu. Și ați spus de fiecare dată 23-24 de ani de relație, nu de căsnicie. Nu v-ați dori niciodată să
Sau nu credeți în ceremonia propriu-zisă? Nu, credem. Prea am ratat startul. La început am vrut să facem chestia asta și am pus pe hârtie, ne-am dat seama că ar fi foarte mulți. După aia am zis, hai să facem una restrânsă și ne-am dat seama că acei foarte mulți s-ar fi supărat. Și după aia timpul a trecut peste noi, dar nu. De fapt, noi ne împiedicăm foarte tare de ceea ce a devenit nunta în ziua de azi. Nu mai e o taină divină, cum exact ar trebui să fie. Exact. Business. Ce a devenit, din să-i păcate, zicem, da, un business, o... Adunare. Un eveniment mondan, în care când primești invitație cade cerul pe tine că trebuie să scoți bani de dar și e un fel de colectă de la prieteni de bani și noi nu vrem să facem treaba asta, dar în același timp interacționăm cu atâția oameni încât și totuși suntem persoane publice, nu putem să ne căsătorim în secret. Până la urmă o să mă înfurie, o să merg la sfat și la biserică cu ea de mână și trei martori, o să dau o masă pentru socrul meu și așa. Și asta va fi. Bravo, Antena Stars, pentru parcursul pe care l-ați avut de-a lungul acestor 10 ani. Bravo pentru publicul pe care vi l-ați câștigat încet, dar ferm, sigur.